nu sunt eu la criminalul. Așa. Auzi, dacă te oprește poliția, tu îi spui n-am iarbă la mine. La Izabela, dă-l în mea pe terminat. Bă, vere, fii atent. Voi, mă. Păi n-am cu cine să mă cer. Că mă atacați în continuu. Degeaba le scoateți pe mine. Nu nimic personal, dar... Da, nu știu dacă pot să zic asta. Salut, bine v-am găsit la un episod de Mafia, adică Mor după tine, după denumirea autentică a episodului. Prezentatorul vostru aici este Asil Fuad Mohamed Hezein Ahmed Idris. Și ca invitat, astăzi îl avem pe Bereket Mushroom Moha Petean Ruti. Și nu în ultimul rând, Huzu. În jocul Mafia există 6 jucători: un medic, un mafiot, un polițist și 3 cetățeni. Misiunea mafiotului este să elimine toți cetățenii fără a fi prins de polițist. Medicul poate salva pe cineva în fiecare noapte, în timp ce polițistul poate investiga un jucător pentru a descoperi dacă este sau nu mafiot. O luptă a minții și a strategiei. Hai să vedem dacă a înțeles toată lumea ce este. Tot orașul se culcă. Se trezește criminalul, se trezește polițistul, se trezește medicul. Se trezește toată lumea, toată lumea înțelege ce este, n-a murit nimeni, a fost o rândă de să vedem ce se întâmplă. Discutați la micul dejun, aveți ceai, aveți suc de portocale. Un zumă bort, suc așa, s-a uscat gura puțin, de ce s-a uscat gura, ia zi. De ai emoții cumva, că ești așa să scrie? Nu, chiar sunt dezamăgit de ce gata am tras. Ia zi, Mohamed. Mo. Bă, frate, bă, vere, fii atent, ce a zis, bă, frate, nu știu, a zis, nu e mult destul de carte. Bă, vere, cu șapca de... Ce am cu șapca? N-am nimic. Tot orașul se culcă. Mă, cum s-au de noaptea crunte? Asta zic. Păi, ești prost? Dacă a deschis lumea, uite, nu știu lui, frate. Cum? Băi, sună de noapte. Așa se aude în desene, noaptea. Tot orașul se culcă, se trezește criminalul care... încearcă să ucidă pe cineva, se trezește polițistul care încearcă să afle totuși oare cine ar putea fi. Se trezește medicul. Se trezește tot orașul în afară de Cruti. Ultimele tale 5 cuvinte. Ce ai făcut? Pe cine spune? Nu mă așteptam. Dar l-aș fi bănuit? L-ai fi bănuit, dar a murit. Aiure. Aiure. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inside de-a noastră. N-aveți treabă voi. Așteptam să moră în următoarele 3 minute. Bereke, tu ce zici? Nu sunt eu criminalul. Așa. Deja din prima se apără. Ce zis asta? Păi nu sunt eu criminalul. După cine te-a întrebat dacă ești criminalul? Nu te întreba nimeni. Ce întreba ce părere ai? Păi da, dar părerea mea e că nu sunt eu criminalul. Auzi, dacă îmi oprește poliția, tu îi spui n-am iarbă la mine. N-am droguri la mine. Lași băieți să-și facă treaba întâi. Bă, eu am de zis atâta. Asta, dar nu știu dacă pot să zic asta. Genier mi-a zis mie la ureche la începutul jocului. Mi-a zis: n-ai voie să zici. Hai să facem alianță. De ce n-am voie? El mi-a zis: hai să facem alianță. Aici s-a întors și mi-a zis: hai să facem alianță. N-ar fi normal eu dacă aș fi criminal, de ce mi-aș omorâ aliatul? Păi ca să câștigi. Păi de ce să mă omor? Păi de ce să-mi omor fix aliatul, că ce sens are dacă el e aliatul meu și ai zis că... Deci ați făcut alianța? Ați făcut-o? El mi-a zis și eu n-am zis nimic. Bă, a, deci eu n-am zis nimic. Deci el era în alianță cu tine, dar tu nu erai cu el. Nu știi. El a încercat. Păi știu, nu știu. Știu. Nici nu știu. Am făcut alianța, gen, am făcut alianța. Da, da, era o alianță, gen. Era o alianță, înțeles. Era o mică alianță, era un pic așa, o crădășie. L-aș fi întrebat și pe Crute ce părere are, dar păcat că nu poate să spună nimic despre această alianță. A zis, a existat o alianță. N-ai cum să zică el. Dar nu poate să zică nimic despre alianța asta. Deci ea există sau nu există? Bă, dar vreau să știu ce înseamnă alianța. Bun. Ce înseamnă ei? Dacă alianța înseamnă că mi-a zis: băi, facem alianță. Ce înseamnă asta? Nu au stabilit timp. Nu știu. Alianța așa. NATO. Stai, pauză. Tu ai zis da? Da. Păi la început ai zis că tu nu ai zis nimic. Nu am greșit, i-am zis da de fapt. Dar s-a scos, mă, trebuie să scoată cumva. El i-am zis da. Eu acum. Nu cred că e el. Nu știu. Dacă eram eu, de ce să mi-am mor fix aliatul? Că ăsta am luat apărarea dacă era vorba, gen, să zică cineva că-s eu. Să fraierești. Nu poți vorbesc, nu? Nu poți, din păcate. Păi stai, dar a votat la 5 cuvinte? Da. Da. Ai zis că nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta. Din partea aia, ce seama a avut aliață? Păi a văzut să cine l-a omorât? Păi, dar de unde a văzut pe cine a așteptat la asta? După cine a apărut, poate nu s-a așteptat la asta, păi ca da, să moară. Era aliat cu tine și nu s-a așteptat ca tu să-l omori. Păi de unde se știe că eu l-am omorât? El e criminal. El e criminal. El e, mă, că s-a oprat.
Deci avem două planuri, da? Da. El a cam mințit sau cam încurcat un pic. Ar putea fi inconștient, nu știm 100%. El s-a agitat un pic cam mult. Crutii săracul. Eu cred că oricum ar fi cineva din partea aia. Da. Berechet, tu pe cine votezi? Pe el că mă atacă în copil. Petean are un vot. Petean, da, pe cine votezi? Pe Berechet. Berechet are și el un vot? Zoom, tu pe cine votezi? Asta e dragostea mea, pe Petean îl votez. Petean are două voturi. Ce facem, mă, merge cu frate? Berechet, două cu două. Mohamed, votul tău hotărăște cine câștigă game-ul. Game-ul este în mâna ta. Doar el m-a atacat. Atâta zic, atât am avut de zis. Eu nu am zis, doar el m-a atacat. Tu alegi. Asta-i. Da. Asta e. Ok, eu sunt rezidențial. Petean. Petean, bine. Avem trei voturi la Petean. Petean, spune și tu ceva dacă vrei. Bă, ca ultim speech, eu oricum n-am niciun fel de funcție, n-am niciun fel de funcție nimic, adică gen nu pot să aflu, nu pot să fac nimic ca să vă convinc pe voi, să zic că bă, sunt polițist și am aflat că el. Nu pot să fac asta. Dacă există polițistul... Stai, poți să întreb puțin? Întreb. Dacă ești polițist și știi că nu e cineva, ai voie să zici? Convinge-ne! N-ai voie să zici. Să convingi fără să spui că ești polițist. Da, nu spune că ești polițist. Dar eu să-l scot. Cum? Nu e pitan. Așa l-a scot la el. Ia uite-mă cum s-a schimbat. 2-2-1. Avem un nou insight. Eu am început să cred și vreau să-mi schimb votul. Eu cred că e Berechet. Bă, cum m-au schimbat el. De ce, frate, eu n-am zis nimic de atunci. Ce fel să-i schimbă voturile? Ești prea zâmbăreț. Sunt zâmbăreț că mă atacați în continuu. Ne încerțam toți aici între noi. Și ce să fac să zic? Mamă, te bucur de haos. Te bucur că nu te bănuim pe tine. Bă, învăluiți-mă pe mine să vedeți că mă bucur și atunci. Începem voturile, da? Văd că s-au schimbat sau așa. Bun, hai să începem iar de la Berechet. Pe cine votezi? Pe el, că m-a acuzat de 20 de ori. Petean. Petean, pe un continuare pe Berechet. În continuare, Berechet. Mohamed, zi pe cine votezi, Suzu. Berechet 2. Berechet, da, că e prea fericit. Berechet 3. Ai 3. Mohamed, tu acum... N-are ce să mai facă, nu? Nu prea, dar hai să-l dai. Tot Berechet 4. Berechet, ultimele tale cuvinte. Nu voi, mă. Bă, frate, m-a acuzat de 20 de ori, eu nu l-am acuzat odată și tot pe mine m-a votat. Ai făcut muncă de convingere, eu nu fac muncă de convingere. Că s-a enervat și a zis așa pentru că e acuzat pe nedrept? Nu, niciun caz. Nicio șansă. Nicio altru caz. De unde știi? Eu zic eu. Ultimele voturi! Ultimele voturi! Hai! Pe cine votezi? Petean! Petean un vot! Pe cine votezi? Berechet! Berechet un vot! Pe cine votezi? Petean două voturi! Petean pe cine votezi? Asil! Uzum! Uzum două voturi! Ai un vot, un vot și două voturi! Pe cine votezi? Pe Petean. Trei voturi. Petean a fost Petean acasă. Jocul continuu. Tot orașul se culcă. Tot orașul se culcă. În acest moment se trezește criminalul. Încearcă să omoare pe cineva. Se trezește polițistul care încearcă să afle cine este. Se trezește medicul. Medicule, ai ok. Se trezește tot orașul. Și nu a murit nimeni. Medicul a salvat persoana care a fost aleasă. Mulțumim. Așa. Deci, băiatul meu a fost zumit de la jandarmerie. Așa. Anul 4. Berechet se ocupă cu... Te vedea mai bine. Tăiatul. Prea le dă el prea așa. Deci. Zice instant ăla, ăla, tu ești frate criminal, că scoate-o. Prea le dai așa. Scoate-o. Imediat stai să votăm, că eu te-aș scoate acum dacă... Ce? Credeți-mă că el e cap, știți? Eu chiar te cred, pe cuvânt. Da. Ești de la jandarmerie, da sau nu? Nu e... Nu? Tu ai zis de el că e așa. De la BGS. Eu așa zic că e 100%. E clar. E clar, hă? Da. Deci... Ce v-ați convins? Ce înseamnă clar? Votăm direct? Păi spuneți-mi ce credeți, poate... Credem, eu zic să votăm, frate. El e criminalul. Toată lumea te vrea pe tine, zici și tu un cuvânt. Nu vreau să câștige asasinul în punctul ăsta, votați-vă. Poate nu e el, de fapt. Trebuie să votați. Votăm acum. Da. Biel. Bun, deci, toată lumea l-a votat pe Mushroom. Mushroom a avut un fel de speech, mai vrei să spui ceva în plus la pare de asta? Doar că Moha a devenit brus foarte vocal. Dar votați-mă, adică n-am nicio problemă cu asta. Zoom? Dar votează și tu. Păi o să votezi și el. Pe Mohamed. Pentru că a devenit brus foarte vocal. Deși el până acum n-a zis absolut mai nimic și era așa super inocent. Acum a început să dea... Ia uite-l. Merg pe mâna ta. Mergi. Rămâne vot. Votați-mă, băieții. Mushroom, băieții au ales să ieși din joc. Da. Ai decedat pentru că ai ieșit din joc, bineînțeles, da. Și jocul continuă. Cum? Tot orașul se culcă, se trezește criminalul. Criminalul încearcă să omoare pe cineva. Se culcă, se trezește polițistul care încearcă să afle cine e.
Tot orașul se trezește în afară de Huzum și a câștigat berechet. Bravo! Toată lumea te-a ales în primul meci și din prostie toți v-a dat până și el nu mai voia să vă convingă. De da, eu sunt criminal și deodată Bun, ne trezim, toată lumea a înțeles ce este, poate aveți o părere înainte să moară cineva. Ziceți, spuneți. Eu am auzit un pic la asasin, am auzit un pic de la Mihail. Bă, dar astea cu sunetele nu... Bă, nu știu, la mine a mai mers acum. Bă, ideea e că dacă te iei după sunet, putea să fii fost asil, putea să fii masa, putea să fii orice. Mohamed, tu ce zici? Încă... nu știu. Mie mi-e frică să nu te omoare careva, vorbește de acum, te rog. Degeaba le scoateți pe mine. De la început. Tot orașul la nani. Se trezește criminalul, încearcă să ucidă. Se culcă. Se trezește polițistul. Află, încearcă să afle cine este. Bine zis, încearcă. Se culcă, se trezește medicul. Ok, se culcă medicul. Se trezește tot orașul în afară de pe teatru. Vai. Știm sigur că nu se o să ultimele 5 cuvânt. Da. Ultimele 5. Publicitate. Luați-vă bilete la Beach, please. Și Izabela să... Și Izabela, dar în p***a mea pe terminatul ăla. Așa, pe față social. Când îți mai scrie vreun de ăsta? Eu am așa o mică idee cine ar fi. Eu cred că e Mihail, pentru că l-a omorât pe el și el l-a bănuit pe el meciul trecut. Okay. Și l-a omorât direct pe el, din prima, așa. L-a avut în țintă, de o seară înainte. Nu mai cred că e Mihail, că a zis el, poate, e el. Nu e. El a pus la academie, zic sigur, nu. Nu e. E el acum, bă, știu cum l-a jucat. Bravo, bă! Bine, bă, nu mai numai părerea nimic. Nu mai zicem nimic, da. Așa. Și eu aș bat. Ești tu acum. Eu sunt, cred, acum, dacă zic așa. Dacă pică de două ori. Cine a murit? Ai murit tu, nu? Da. Am murit pe Tean. A fost victima acestui. Tu ce zici, frate? Păi te bine, mulțumesc bine. Ce să întrebare? Și eu tot la filmările astea. Mâncăm ceva după? Da, frate. Mici. Bombă. Niște mici, că sunt aici lângă. N-avem voie. Da, da. Frate, e porc. Da. Da, e porc, da. E burc, frate. Ești un noodle pack pe aici, pe aproape, nu? A început pe el. Așa. Și să uite la mine, știi? Așa. Deci vrea să alege pe mine. Eu am zis degeaba dacă... Eu nu cred că ești tu. Eu tind să merg pe ce a zis el. Adică pe el, nu? Că cred că și cunoaște tovarășul la cum reacționează. Că altă băruială nu mi-a dat nimeni nimic, sincer, de la nimic. Deci da. Nu aș putea să zic nimic de nimeni. Nici s-ar putea să fie și berechet, da, gen. A doua oară, nu cred. Dar tot înspre Mihaela ce merge și la Moha aș vrea să mai văd o tură, să fiu sigur. Nu e problemă, vă rog. Te iubesc, omule. Eu nu știu ce părere ai acum, că chiar n-am zis nimic, adică... Păi da, dar meciul trecut. N-am gesticulat nimic, păi n-am cu cine să mă cert dacă a meu a ieșit, mi l-a scos din schemă. Păi am și eu să vorbesc cu careva să cetuiesc. Închidea ochii. Nu nimic personal, dar Mihail. Sunteți chitiți. E ceva personal. Bun, deci Huzum îl votează pe Mihail. Cruti. Nu știu. Așa după. Zici tu o părere. Dă-mi șapca. Mășrum, tu ce zici? Bă, aș merge tot cu Mihail. Tot așa, nu e nimic personal. Ar merge cu colegul de grădiniță, nu? Nu, că n-ai vrut să admiți. Ai fost cu ei de capa la grădiniță? Pe tine te suspectez. Pe mine? Da. Ce nici nu prea bătut tare bine cărțile bazie, mă luat așa pe masă, e o probabilitate să fi luat-o din nou cartea de pe masă. Pe berechet. Deci tu ești. Bine. Și direct ai sărit direct în capul meu. Da. Mohamed, tu pe cine crezi că este? Pe el. Mihail are 3 voturi. Huzum l-a votat pe el, la fel și Mășurum, la fel și Mohamed. Da. Eu mi-am dat punctul de vedere. Deci instant cum am ceva de lămurit cu Matei, gata, direct pe mine, cum a fost și meciul trecut. Deci direct l-am ginit că bă, nu e în regulă ceva. Uite, mai înainte se juca și cu bricheta, nu prea era tare liniștit în banca lui. Meciurile trecute parcă era așa mai...
domol. Acum, okay. Acum mi-am zis ceva direct iar pe mine. Ok, ok. Trecut. Ce vrăjeală are. Okay. Eu zic să nu vă schimbați voturile. Hai să vedem, Bereche, tu pe cine votezi în continuare? O votez pe, Andreea Bostanica să treacă în etapa următoare. Mulțumesc, like, dar și ok, like și subscribe și tu, bun. Nu mă, pe tine, frate. Bă, noi scâmești tot cu el, deci ai în continuare un vot. Mohamed, tu ce votezi în momentul ăsta? Pe el. Ai rămas, Mihail, cu două voturi, mășurum, tu pe cine votezi? Tot cu Mihail. Tu ați mers toți în continuare cu Mihail. Mihail nu v-a făcut nimic. Deci nu v-a înjurat. Nu v-a spălat. Și toată lumea, efectiv, toată lumea l-a votat pe Mihail. Pe Mihail. Pe el, Mihail. Practic, Mihail, ai fost măcelărit de colegii tăi de masă și în acest moment orașul câștigă. Nu cred, nu cred. Mă, cât de bun sunt. Cum a fost mă? Nu te-ai dus după majul. Nu e adevărat, am genit, eu ți-am zis. Tot orașul se culcă, trezește criminalul, trezește polițistul, se trezește medicul. Se culcă medicul, se trezește tot orașul. Hai să ceapă distracția, nu? Hai. Da? A, nici fără discuții. Nu vorbim, păi stai să vorbim. Petean, tu ce ești? Eu sunt personaj. Da, ce vrei să zic eu ție? Dacă ești tu asasinul să mă scoți, știi că-s fratea? N-am norocul ăsta. Hai să vedem cine... Tot orașul se va culca, se trezește criminalul. Criminalul ucide pe cineva, dar cu sânge rece, așa. Se culcă criminalul. Se trezește polițistul care încearcă să afle... Bă, oare cine ar putea fi criminalul? Medicul, pe cine salvezi tu? Aș vrea să trec. Se trezește tot orașul în afară de Mohamed care a fost... Știu. La toți a fost cu cuțitul, la tine a fost... Nu știu, nu îmi bat. E greu. Ultimele 5 cuvinte pe care poți să le mai spui Mohamed. Nu știu ce să zic. Le-ai spus. E de ajuns. Deci Mohamed s-a dus victimă. Și le-a dat și repede. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Voi ați simțit vreo mișcare? Ați simțit vreo... Eu zic că e un zon de prima. Vreo... Normal. S-a aruncat. Eu arunc de prima pe asta. S-a aruncat. Eu nu am de comentat, că am vorbit mai devreme, știți. Bă, dar de ce zici că el e? Pentru că ai văzut că din prima tactică. Pai, cartea asta nu pot să cred. Mi-a picat iarăși cetățean. Cum se face? Asta e de simulare. Ascultă la mine, zic eu, ca să disimulare. Încearcă să te mă înglească, cum eu arăt de el cât e de prost. Și eu am o presimțire, deci, că tu ești. Bărbat! Oh, că te-ai pornit de la început. Nu, Mihai, ascultă-mă, eu cred că e el totuși. Nu el neapărat. Eu nu sunt sigur că e el. Acum poate e că el un pic. Eu îl simțeam mai real. Nu, eu îl simt că e el. Nu-l da? Simt că e el neapărat. Merg pe mâna ta? Eu am o teorie. Tu ai zis înainte la The Joc, ai zis că ei doi au bală pe tine. Și el a murit. Și la că a murit, da. Păi el l-ai lăsat că hata, te ceri cu el. Am înțeles. Nu știu la care se iasă. Cum e? Tu ce faci? Cum te simți? Eu foarte bine, tu? Da? Foarte bine. M-a venit cu mine. Asta mi-am dat seama. Tu ce bănuia? În afară de mine. Momentan încă niciuna, mai aștept să mai merg o tură. Să se mai vorbească puțin. Crute, tu ce zici? Că nu prea. Sunt iar între ei doi, dar nu știu ce. Ce-am ei. Fata aia, de pe Instagram. Aia de regagic, da. Iza, gata. Asta a fost în genul așa. Asta nu? Nu că îmi place de ea, știe că îmi place de ea, dar are gagic. Dar să mai aud odată. N-a vrut să discute cu mine, mai zis am prieten, dar i-am zis poate dăm numărul lui prietenul tău, poate el e mai sociabil. Hai să dăm niște voturi. Cu Zoom, tu pe cine alegi? Pe el. Mihail are un vot. Cred că știu și să feeling-ul meu. Am și eu feeling-ul tău, știu. Am un feeling, știu ce spui. Crute zice că e cu Zoom. Mihail, tu cine cu Zoom? Eu am vibe-ul lui. Cu Zoom are două voturi până acum. Yeah. Tu pe cine votezi? Ascult o secundă, îl votez pe el. Și acum spun de ce. Pentru că l-am atacat foarte tare pe Zoom. Și-l doare. Sunt prieteni totuși. Joc cu joc, dar sunt prieteni. Și mi-era așa de vreau. Ascultați un pic care e tactica, care e gândirea și logica mea. Am făcut asta și asasinul a prins oportunitatea și a sărit pe ea. Și a fost el, prima persoană care a făcut asta. El-i. Păi acum prea te bucuri. Da, mă, normal că mă bucur, pentru că... Am un pic dreptate așa. Bă, chiar dacă nu prea îmi place mie de el, am un pic dreptate. Scoate efectiv asta. În primul rând nu m-a votat nimeni. Tu nu ești asasin, știu sigur că nu ești, da? Da. Bun. Votează pe el. Lasă-mă să votez, lasă-mă pe el. Ascultă-mă să votez. Bă, lasă-mă un pic să vorbesc. E nici rândul tău. Tu pe ce ne votezi? Îl votezi pe el.
Bun. De așa pleacă votul. Un vot, două cu două. Eu schimb votul. Momentan, o să mai votăm iar, că am văzut niște schimbări de păreri, schimbări, da? Tu pe cine votezi? Din nou îl cunosc și iar s-a agitat, s-a bucurat de faptul că a crezut toți că acum, acum o să demonstrez faptul că de fapt nu mă cunoști. Cred că el este. Eu schimb votul pe el. Petean are un vot crut, tu pe cine votezi? Pe noi mai votez pe el acum. Oh, a reușit să convingă lumea. Mama, convins pe toată lumea, uite, l-am întors să-l cu atât vânt. Tot vot Petean. Petean, două voturi, Mihail, tu ce tot pe Huzum. Huzum are încă un vot de la Mihail Petean, tu pe cine votezi? Pe cine? Mihail are un singur vot, acum tu ai două de la ambii. Vezi că-l pregătesc, ia uite-l și... Ai un cuvânt de spus? Da, Huzum ești fraia și ai crezut că mă cunoști, dar nu mă cunoști. Ai crezut că mă cunoști și nu mă cunoști. Ce tare e acesta. Uite o secundă, da? Eu oricum o să ies acum, da? Ies, joc oricum continuu, pentru că știu sigur că o să continuu, pentru că nu sunt eu, da? Continuăm jocul. Știu a doua opțiune atunci. Nici a doua opțiune e asta. Prea lung speech-ul. Bă, ascultă-mă o secundă, mă, bă, am și-o. Hai. Oricum moare. Oricum moare. Dar poate zice ceva rău. Mă scoateți, da? Jocul știu sigur că o să continuu. Scoateți-l pe el. Și dacă bă, nu știu, dacă se termină jocul, înseamnă că am avut dreptate. N-aveți ce pierdere. N-aveți ce pierdere. Bine. A reușit să schimbe părerea cuiva în momentul problemă. De față? Nu. Bun. În momentul de față, tot același număr de voturi da, ai. Da. Mihail are pe 1. Ai avut un punct de vedere. Ai spus piciu. Da. S-a dus. Dar ai murit. Cum te simți? Cum te simți? Continuă jocul. E bun, Agen. Da. Cu vată în urechi. Cu... E rece. În acest moment, Petean moare. Și jocul continuă. Băi, băi, oameni au murit. Băi, cu Zume, rămas... trebuie că-mi faci manevră cu Zume. O urmează să dormim. Unul dintre voi o să moară sau nu o să moară dacă salvează medicul. Tot orașul se va culca. Se trezește asasinul. Asasinul încearcă să omoare pe cineva. Se culcă asasinul. Se trezește, încearcă să afle pe cineva. Se culcă. Se trezește medicul. Se trezește tot orașul în afară de Huzum. Bun, continuați. Brunch. Dar n-am 5 cuvinte. 5 cuvinte. Zi, nu sunt eu asasin. Wow. Bun. Asta e ultima rundă. Te simt? Eu te simt pe tine, nu? Nu începe. Nu, nu fă tu acum mie. S-a văzut, mă, te tai așa frumos la mine, așa cu un râs. Ce te uitai? Deci m-au... Băi, iată că ne certăm noi și ne omoară ăsta. De sincer, o facem ca atunci la mare, fii atent. Singura persoană pe care bă, o suspectam era Huzum. El îi avea pică pe amândoi. Dar el dacă a murit și nu a fost asasin, pe cine dracu păi și mai cine, și el în alb și gata, de ce nu? Doar că nu prea vorbi, nici eu nu prea am vorbit. Rasism, da, el e, nu că e, dar zic așa, pe el de ce nu-l suspectezi? Doar că e îmbrăcat în alb. Nu, el e liniștit. Deci noi doi suntem la fân iară, fii atent. Nu știu dacă suntem la fân, dar poate... Am luat și eu un doctorat ceva. Hai să votăm dacă ziceți așa. Eu... E tensiune, mi se pare că el prea tace. Prea tace. Voi vă cunoașteți și v-ați dat-o. E greu. Dă-ți mă șapca jos. E el mă, că și-o vedea jos. Nu știu pe mâna mea că-l salvam dacă era. Nu știu ce să zic. Atunci. Haide. Eu cred că s-a salvat pe el. Mă, e așa cu lingușele acum, puțin să mă îmbunesc, să merg cu tine pe el. Acum mă gândesc că ești tu, bravo, ești deștept, e, tu ești, bravo. Ai văzut? Vezi că știi. N-are voie să zic așa, vezi că știi. Ești cu mâințile mele. Tensiunea e aici. Eu zic că ești tu. Eu? Da. Criminal? Da. Convinge pe el, mă, nu pe ăsta. Da, nu știu. Și bănuiesc că Crutica are cuvântul decisiv. Faptul că el a zis nebănuind maiurea, mă face să cred că el e. Pentru că... El zice nebănuind maiurea, adică el știe că nu e, dar el n-a zis. Mă scos degeaba, o să vezi, da? Bine, haide. Tu, Crute, tu ce, unde parte te atrage? Care? Eu îl votez pe Mihail. Îl votez pe Mihail pentru că ai spus tu mai devreme că o parcă... Teorie, da. Și eu îl votez tot pe el, normal, dacă mă bănuiește pe mine. În mod normal. Acum tu ai avea cam două voturi împotriva ta. Gata, n-are ce să și ai avea un speech. Ia poate îi convingi. Bă, speech-ul e bazat de la început. Deci eu am avut o singură teorie, că ar fi fost Huzum. Bă, Huzum dacă a ieșit, paragraf. Înseamnă că, bă, gen, eu din prima l-am vrut să iasă, da? Dacă nu a ieșit atunci și l-a omorât pe el, da?
el și-a făcut datoria și unul l-a omorât. Eu n-aș fi avut vreun motiv să-l omor acum, dacă era, nu? Ai terminat? Și acum, cum mă luai tu cu zăhărel, cu nu știu ce, eu de-aia am zis că ești tu. Gata? Da. Gat. Hai, te votez pe tine. Crute, tu ce părere ai? Da, tu ai rămas, deci am rămas la fel. Au rămas amândoi. Hai să spunem tu pe cine să votezi ca să știm, deși bănuiesc. Berechet. Berechet. Amândoi l-ați ales pe Mihail. Mihail a fost omorât de către voi, adică votat și scos din joc. În acest moment, criminalul câștigă, adică Berechet. A fost proastă lucrarea. A fost prea frumos. A fost bună că am convocat tot domnul cu doctoratul. Ce idee am zis. Eu cream că el. Da, că te-ai cu el, că mi-a scos pe mine, mă, ca mei. Păi dacă te-ai zis ca profil. Vă mulțumim că ați urmărit acest episod demențial unde am avut că ai invitat pe Berechet și toți prietenii noștri. Pe care Crute, Mășrum, Huzum și Mohamed. Vă așteptăm și la următoarele episoade. Este o serie care se va întinde din mai multe episoade. Nu uitați să faceți toate alea de semnul ăla cu comentariul ăla nebun și lăsați comentarii nebune. Eu sunt Asil Fahd, Ahmed Hussein, Ahmed Idris și asta a fost Să mor după tine, Mafia. Mulțumim frumos!